Hello, dragilor, vă pup pe toți, iată că am revenit cu un nou podcast. De data aceasta avem la fel un invitat foarte important, cel puțin pentru mine, pentru că mi-a rămas foarte apropiat și o spun din suflet chestia asta, pentru că noi am legat așa o legătură mai specială cu timpul, fără să ne dăm dulcegării ca prieteni. Așa că, fără nicio introducere, eu. Foarte mare, Laurențiu, Suciu. Ce faci, Laur? Bă, eu nu ți-am uitat, eu am emoții așa, chiar dacă asta nu e 20 de minute înainte, am emoții așa de fiecare moment din ăsta mai important cumva din viața mea și mi-e mare drag să fiu aici cu tine. Mă bucur din cum toată inima. Cum ai spus tu și ai zis foarte bine că nu ne-am dat niciodată dulcegării. Da. Și pentru mine ai fost așa, un om, ai fost un model așa cât am stat în casa iubirii și uite că inima. Probabil cine se seamănă se adună și... Doamne ajută! Uite, mereu cu plăcere aici și am văzut că mi-a luat și o prăjitură. Păi acum ți-am văzut dulcegării, ca să te așa. Conving mai bine. Și n-am cum să nu, că și așa mă știți de mâncăcioși. După cum bine știți pe Laur. Și așa că nu putea să înceapă altfel. Ia hai, bag o gură, zi dacă e ok. Sunt da, în termen, totul e perfect. Putem începe. Dragilor, l-am invitat astăzi pe Laur pentru că știu că mulți dintre voi l-așteptați pe Laur și toți ați spus acolo pe live-urile mele pe TikTok că sigur e Laurențiu, sigur e Laurențiu. Iată că uite, a venit și Laurențiu acum. O țeapă am dat? O țeapă mi-a dat, de ce să vă mint, dar a fost o țeapă bună pentru că atunci s-a împăcat cu Lorena și a fost totul perfect. De aceea am primit acea țeapă, dar am asimilat-o foarte bine. Laur, ce faci? Ce faci acum? Cu ce te mai ocupi? Cum ești? Ce să zic, am reînceput de fapt să antrenez, să fiu antrenor personal. Trebuia să încep mai de mult, dar uite că niciodată nu e prea târziu. Acum am început să antrenez fizic aici în București. Bun. În rest cu TikTok-ul, cu oamenii. Vrei să ne spui unde antrenez ca să poate cineva de aici Downtown să... Fitness, București, strada Ion Mihalache, sectorul 1. Cine vrea să vină să se antreneze, să facă brațele astea mari, îl aștept cu cel mai drag. Dar doar cu Laur să vă antrenez, că altfel nu merge. Asta 100%, te chem și pe tine un antrenament. Gata, primești un antrenament gratis că am făcut asta. Așa. Cam cu astea. Încă nu știu exact ce îmi rezervă mie viitorul, că chiar îmi zicea cineva zilele astea că sunt un om așa care... niciodată nu-i satisfăcut pe deplin, mereu caut mai mult. Asta e bine. E bine, dar uneori vezi că te și dă cumva în spate din... nu poți să vezi tu toate lucrurile bune care ți s-au întâmplat până acum. Clar. Sau la ce punct ești, că cumva așa o mică părticică, tu ești nemulțumit că nu ești încă cum îți dorești tu. Așa este, și asta e adevărat. Și de asta zic, că momentan mă ocup doar cu asta, dar uite, acum un an în urmă, că uite, chiar am un an de când am intrat în Casa Iubirii, da, nu m-aș fi putut gândi niciodată că o să ajung unde sunt astăzi, știi? Și atunci, dacă nici acum un an nu știam unde să zic o să fiu peste un an, probabil nici acum nu aș ști să zic ce o să se întâmple peste un an. Corect, dar eu să am o întrebare, să știi că vreau să-mi spui cum te imaginezi tu peste 3 ani, dar nu acum, mai încolo dacă puțin. Dar oricum, eu din câte te știu pe tine și din câte știu eu despre tine, eu știam că ești foarte pasionat de sală și cred că ești un pic împlinit acum cu chestia asta, cu ce faci. Adică nu e ceva urât, e foarte mișto pentru tine, pentru nu, că știu. Nu, știi care e treaba, cred că așa în viața omului e important să știi la ce te pricepi, la ce ești bun, că indiferent dacă sunt timpuri mai bune, mai rele, poate ești jos, bă, știu, uite, la asta sunt bun, la asta mă pricep și oriunde, din orice punct aș fi sau oriunde aș fi, eu cu asta și pot să fac bani sau cu o fac asta. Cu plăcere, știi? Asta e important. Cu toate că mi-a mai dispărut, nu știu cum să zic. Entuziasmul? Entuziasmul, dar asta e și pentru că toată ziua făceam același lucru. Da. Dar îmi place, nu mai reușesc eu să fiu așa motivat cum am fost mai de mult. Nu știu, poate mai de mult cu mai puțin bani sau erau alte timpuri. Poate că apreciam și mai mult banul, dar înțeleg perfect. Faptul că poate acum am mai mulți bani mi-a oferit o oarecare comoditate. Da. Bine, că am alte planuri pe care încerc eu să fiu sus, dar strict legat de sală. Îți mai satisfăcut acum când reușesc să-l ajut pe altul sau când văd pe... Câteodată mi-e și ciudă când văd vreun client de-a meu care mai mare motivație sau are motivația ce aveam eu mai demult. Da. Mi-e puțin ciudă că reușesc ei și eu... Da, uite că tu prea mulți oameni inspiri prin faptul cum arăți. Sincer, chiar arată bombă la urmă, ce să zici. Acum și sunt sigur că... Și așa că am fost da, am văzut că ai mai slăbit, sincer, dar nu arăți. Nu se da, bine, că nu știu, e greu știu, ceva știu. Eu mă bucur, frate, că reușesc să-i motivez și nu numai pe partea asta, că... Uite, cum ai zis tu, că n-am avut niciodată dulcegării noi doi. Da. Eu dacă am putut să ajut pe cineva, l-am ajutat cu cel mai mare drag. Da. Și nu pe partea de fitness. Și de viață, cum alții m-au ajutat pe mine și chiar și-au bătut mulți capul cu mine. Eu simt că așa trebuie să fac și eu cu alții. Clar, deci dacă se prinde, se prinde, dacă nu... Dar din dar se face rău, la urmă. Băi, 100%, Ionut. Și
nu știu cum să zic, de când sunt eu în casa, de când am fost în casa iubirii, că m-a ajutat mult și m-a ridicat mult. Clar. Așa ca și gândire și nu credeam ce, da, că tu aveai speech-ul tău, știi? Și nu că te-aș copia pe tine, dar până la urmă asta e concluzia. După, da, ce am ieșit de acolo, m-am învățat că, bă, să fii om înainte de toate, da, să, da, fii om, n-ai cum să nu reușești. Da, n-ai cum să dai greș. N-ai cum să dai greș. Clar. Când încerci să, nu neapărat să copiezi pe altul, dar să porți grijă la altul, să încerci să te ridici tu prin a-l pune pe altul într-o postură proastă, nu o să iasă bine. Mă, o să iasă, nici nu o să iasă cât trebuie și la un moment dat o să te oprești. Clar, și ăla clar, pe clar, care l-ai vorbit tu prost o să se ridice peste tine. Uite, e o chestie ce mi-ai zis tu că dar din dar se face rău, la fel că o zic eu că am primit foarte mult din partea oamenilor, o dată cu emisiunea, clar că asta m-a pus, da, în fața lor și am simțit, aveam momente când efectiv simțeam că, bă, e nevoie să fac și eu ceva. Cum a venit cineva la mine și m-a ajutat pe mine, trebuie să ajut și eu pe cineva. Și mi-am găsit, băi, oameni clar, pe care să... Și uite, eu când am venit în Casa Iubirii, de ce să te mint, n-aveam așa mulți bani. A fost, da, când am avut mai mulți, a fost când am, da, avut mai puțini. Dar când am venit, n-am avut așa mulți bani. Și la un moment dat, la un moment dat la început, nu mă puteam eu deschide așa, știi? Și, da, aveam momente când număram eu... Recomplexat cumva. Nu știu, poate, dacă complexat, pe partea asta. Îmi număram eu săptămânile ca și cum, bă, uite, am trecut și de săptămâna asta l-am plecat. Da, da. Zic, săptămâna viitoare ar putea să plece la așa. Și totuși ziceam eu mie, zic, bă, la un moment dat când o să pot să fiu eu cum însă afară, o să am succes, știi? Da, da. Și, da, când am putut să fiu ca afară, chiar am avut succes și m-am descurcat și mai bine cu banii și am avut, așa, cred că a fost șansa să fiu iubit la rândul meu. Uh-huh, uh-huh. Și mereu am încercat să ajut, adică... Poate nici n-am pus așa valoare pe bani sau poate dacă îi strângeam, poate era mai bine sau poate nu, dar mereu am încercat să-i ajut pe alții. Asta e cu duș întors, cu dacă. E cu duș întors, da, dar uite, cum ai zis tu că pe tine te-au ajutat și au trebuit să-i ajut pe alții, mă, m-am gândit și, uite, că acum am parte de foarte multă susținere și așa de, da, mult drag din partea oamenilor mei. Și bă, eu cum mă duc, eu chiar fac chestiile astea la un om care de pe stradă sau așa, mă duc și îi cumpăr, poate cumpăr un coș de, da, alimente sau așa. Și cred că ăla cum stă acolo și se gândește că i-am luat eu de 200 de lei, zice, bă, nu-mi vine să cred, pentru el ce poate, da, să însemne. Da, poate, da, altul care mă ajută pe mine, consider eu mult mai mult, poate și ăla pentru el nu știu ce, dar, corect, pentru mine înseamnă enorm de mult. Da, uite, eu pot să confirm asta pentru că te cunosc foarte bine și știu că Laur, să știți că este genul ăsta de om care efectiv când dă ceva, o dă din suflet, nu-i mai pasă cât costă sau cum costă sau cât investește în asta. Chiar îl simt că e genul ăsta de om și știu că am trăit cu el aproape, nu știu, vreo 6 luni, 5 luni, ceva, da, așa, am trăit împreună acolo și îl cunosc foarte bine pe chestia asta. Dar ce vreau să zic, uite, legat de asta cu dat alimente unor oameni sau chestii de genul ăsta. Eu mi-am propus atunci când o să fiu bogat cu adevărat, mi-ar plăcea să mă sui într-un van, să iau așa până țară să mă plimb și să mă opresc la poartă la niște oameni așa, care văd că sunt pe la poartă, amărâți, care stau să uite pe stradă așa, știi? Da. La bătrâni sau așa. Efectiv să faci un cadou atunci la oamenii, adesea cum se simt oamenii. Bă, nu-ți vine să crezi, eu nu știu cum se simt. Uite, acolo la mine jos este un Carrefour și când dau câte un buf, primul care îl prind în față la casă, eu îi plătesc. Da, da. Bine, a fost când a avut omul 2 milioane în coș sau când a avut un pachet de biscuiți și ciocola, da, știi? Da, da, da. Ultimul era, cred că cu Glovo sau ceva, era de prin, nu știu ce țară, de prin Asia. Aha. Și avea biscuiți și nu știu ce, știi? Dar. Și am zis că plătesc eu. Și omul s-a întors, nu, nedumerit, că... Nici n-am știut să-i zic în engleză, că tu știi că nu stabile, am zis, it's a good day. Contează, da, gestul, da, 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 dar omul ăla zice atunci, good day, zic, hey, it's a good day, go. Nu, stai să mai mare surprindere, dar și pe tine te surprinde când un om îți face, clar, un gest, clar, un gest că nu știi de unde vine și că la un om îi pasă de tine de acolo, de undeva. Băi, noi am simțit cu adevărat iubirea oamenilor, sincer. Da, că mulți mai zic pe live-urile noastre că, doamne, te vezi vedetă sau ce. Bă, nu e vorba de, e vorba de iubirea pe care ai simțit-o în partea oamenilor, știi? Eu n-aș fi crezut că o să... Ajungi la... povesteai mai demult. Da. Eu n-aș fi crezut, frate, dacă îmi pun... Nu aș fi crezut că se poate așa ceva, cineva, cuiva să-i pese așa de tine, bă, dacă ai mâncat, dacă ești răcit, îți, da, dai medicamente, frate, da, da, ce să-ți mai ai pentru pisică, ai pernă pe care, frate, casa mea acum, dacă e prima dată că am mai stat în chirii, de niciodată n-am investit în apartament, gen, bă, să-mi iau o pernă, că-mi place mie, să te, da, simți tu, da, cozy, da, bă, oamenii ăștia, ta grijă au avut de mine, dacă ți-a arătat apartamentul cum ai făcut, chiar ca acasă mă simt, da. Păi asta e foarte important, să știi că, uite, eu și în momentul de față am oameni care, efectiv, în fiecare seară am primit noapte bună, sper să fii liniștit, să fii ok, să nu fii supărat, să nu știu, adică, bă, oamenii ăștia te surprind, da, sincer. Adică eu am simțit asta și o simt de mult timp, știi? Măi, eu sunt convins că am avut niște oameni, aproape cum sigur și tu ai avut, care, aici nu se învârte tot în jurul la bani. Clar. Eu am pe o doamnă, Ionuț, bă, îmi dă niște sfaturi de prin când eram eu prin iulie,
august, uh-huh, și așa au fost să fie, că nu s-o afirmatea prin ceva încât să-i văd mesajul. Da. Și era și un mesaj așa... Dumnezeu te-a făcut să deschizi. Nu foarte important, l-am deschis eu, da, așa. Da. Deci femeia te-a sfaturi mi-a dat, deci jur că câteodată stăteam înainte să intru în emisiune și le citeam. Da, da. Gen. Și femeia aia, dintre care și alții, mi-au schimbat cumva cursul vieții, da, că ți-l schimbă, știi? Da, foarte mult. Și asta e cel mai frumos lucru, că și eu dacă aș putea să îmi doresc ceva, adică să mi se pare așa un lucru măreț, eu la o anumită vârstă să pot să-l ajut pe un tânăr sau pe cineva cu sfaturile mele, încât să te asculte. Să o ia prin stânga, să o ia prin dreapta. Să simți aprecierea din partea lui cumva, da, că da, te ascultă. Da, e foarte important și pentru ei. Mi se pare un lucru foarte măreț. E foarte important. Dar uite, legat de asta cu sfaturile din partea oamenilor, crezi că ești ușor influențabil în casa iubirii? Când ești în casa iubirii? Că să fii ușor influențabil. Da, de către oameni. Eu zic că ești cumva influențabil și cred că e o linie fină dacă ești influențat negativ sau pozitiv. Știi cum e treaba asta cu influențabil, așa părerea mea? Că mulți zic sunt influențabil sau nu sunt, sau pe mine poate... Ideea e că tu, dacă ai o nesiguranță ta, pe tine n-are cum să te influențeze cineva pe o chestie pe care tu ești sigur. Da. Dacă zic ție că ți-e urâtă mașina, da, pe tine nu te interesează, că tu știi că da, ai mașină șmecheră, da, poate să vin și eu și încă 10, da, să zicem. Da. Dar dacă zicem pe un lucru pe care tu nu ești sigur, ești gândești, da, bă, dacă așa, stai într-un grup de 10 persoane care zic că ești nașpa, tin să mergi acolo, da, sau dacă vin 10 oameni care zic, bă, o să poți și o să poți, o să tin și tu să poți. Clar, dar acolo, uite, spre exemplu, în casa iubirii, când ai foarte multe momente de îndoială. Băi, mult, mult timp, nu știu dacă lumea sau casa iubirii sau pur și simplu contextul, mult timp... S-o jucat așa cu psihicul meu, într-o oarecare măsură, pentru că tu nu ai cum, uite eu cu Lorena, nu aveam cum să discutăm în afară și dacă sunteți două persoane total diferite, e greu să crezi că cineva, nu știu, ea câteodată, poate și eu pentru ea, mă, ea făcea niște gesturi care mie mi se părea strigător la ce să reacționezi în felul ăsta sau să acționezi în felul ăsta. Și stăteam și mă gândeam, zic, bă, oare e pe bune, oare face așa, oare face așa, ăla vinea unul și scria, cu toate că poate era un nimeni pe lume, venea și eu o știu pe fata asta de atunci, și uite, așa, bă, și toate așa adunate, și faptul că nu se întâmpla lucruri cum vreau eu, câteodată mă puneau prea mult în gardă și un om din ăsta care stă să le gândească mult, cum ai zis tu, să nu picăm în penibii și de asta mi-era frică și s-a jucat cumva puțin așa cu psihicul meu, în anumite situații. Dacă n-ai bază în omul de lângă tine și vin din alte părți, ajungi să te pun un pic pe gânduri lucrurile astea. Clar asta, eu am simțit foarte mult, foarte mult din ce spui tu aici, pentru că am avut cumva o poveste asemănătoare cu supărările și cu astea pe acolo. Și de-aia te și înțelegeam, că știu că am și un interviu mai de mult în care îmi spunea, mă întreba cineva că ce sfat ai dat lui Laurențiu? Și foarte simplu. Când erai tu în casă cu Lorena și aveai o ceartă, ceva genul ăsta, nu știu, pe acolo, sau s-a aflat ceva, o mizerie mică, ceva genul ăsta, și am răspuns foarte sincer și am zis, bă, uite, eu am trecut cumva prin ce trece el acum și dacă el are sentimente, frate, merită să lupte. Pentru că, uite, am avut foarte multe îndoieli în privința fetelor cu care am ieșit din casă iubirii, și eu și tu, dar am ajuns să le cunoaștem afară, da? Mă, și mult contează și acolo cât teren poți să pierzi, că nu îl cunoști pe mult de lângă tine. Da, și dar îți dai seama că nu a fost fals. Acolo ești în gardă și ți-e frică. Dacă ieși afară, vezi că nu mai e fals. Tu, când păi când ieși afară și vezi că tot e ok, atunci îți dai seama că nu mai e fals. Pentru că, mă, nu știu dacă sunt eu așa paranoic, dar și eu le gândesc din multe feluri. Și au fost lucruri, bine, nu neapărat în cazul meu, dar au fost lucruri, uite, în casa iubirii care s-au confirmat. Cum, nu știu, nu vreau să vorbesc despre nimeni, dar uite, Radu cu Cristina. Da, da. Împăcarea aia pe 100 de metri, ca după aceea să nu se mai vorbească între ei. Poate au fost vrăjala la amândoi, habar n-am. Dar uite, lucruri de asta se întâmplă. Bă, uite, eu stau să spun sincer, am vorbit cu Radu în privat după toată povestea asta și sincer să spun, era chiar și cu Larisa când mi-a spus asta. Și ne zicea, bă, chiar îmi place fata asta, ce știi? Dar uite că nu s-a putut. Na, fata aia s-a săturat, că și la Radu, a făcut și el multe mizerii. Da, corect. Și ea și el, normal, nu mai mers. Bine, nu-i de judecat. Nu-i de judecat, da? Până la urmă, împăcarea aia nu a fost pe... A fost o vrăjeală acolo. Poate a fost din partea unuia și din partea altuia nu. Acum nu știm care cum a fost. Corect. Dar corect. Eu știind cândva povestea așa cât de cât, tind să cred că a fost cumva așa o euforie de moment, știi? Ceva, așa mă gândesc. Da, poate să te influențeze mult lumea cât timp ești acolo. Mai ales dacă nu ești obișnuit cu hate-ul sau așa toată lumea care vine asupra ta. Eu am fost obișnuit și de dinainte cu să vin în emisiunea asta, că gurile rele mereu sunt.
Dar cum te-ai decis să intri în Casa Iubirii? Cum am decis? Să te înscrii, da. Bă, frate, uite, n-am zis-o nicăieri, nici nu aveam unde, dar o zic aici la tine în direct. Băi, în fine, noi ca familie, familia mea nu mă pot să zic, cred că era mai sus, așa, financiar, de o familie modestă, cred eu, puțin mai sus. Normală. După ce a murit tata, cumva mi-a schimbat așa toată percepția asta despre viață, despre bani, despre... mi-a fost greu. Și am ajuns într-un punct în care eram foarte jos. Dar jos. Depresie. Bă, și aproape de depresie, și dar financiar eram varză. Da. Adică maica mi-a dădea câte o... care maica mea și are pensie de boală și mi-a rușine că ajung eu să-i cer la maica mea 100 de lei sau mi-a dat maica mea 100 de lei de Crăciun. Da. Eu în ianuarie, februarie am intrat aici, știi? Și știu că m-am scris eu, aveam un job... o promisiune, cumva, nu ne-am înțeles, am rămas și acolo nasol în aer, da. Și m-am înscris la mișto, așa, într-o zi mi-am pus ăsta CV-ul, știi? Mă uitam la voi, nu știu de ce mă uitam, că tu erai pe atunci, da. Și mi-am depus CV-ul și alea și peste două ore m-a sunat că să ne întâlnim la București, cum ar veni vineri, și am zis că da, era luni, am zis că da, hai că merge, face... Bă, n-aveam, eu nu țin niciun ban. Bă, nu aveam ce să ajung la București. Wow. Și era miercuri, eu tot te-am scris la doamna aia că putem să facem pe Zoom, că putem să facem știu ce. Da. Că nu, că vrem să te vedem. Zic, bine, era joi, frate, și vinerea trebuia să fiu acolo. Și n-aveam niciun ban și nici aveam cu ce să mă duc, nici unde să stau. Da. Și era un BlaBlaCar, frate, BlaBlaCar și da, cu tirul. Da. Cu tirul seara la nu știu cât era, 7-8. Și era ora 2-3 amiază și n-aveam cu ce să mă duc. Și până la urmă mi-a dat o prietenă 100 de lei. M-am dus, m-a tuns un prieten pe datorie. I-am zis că o să-ți dau eu, că uite că acolo mă duc și de acolo să primești și o să-ți dau eu. Și maica mea m-a văzut când îmi făceam bagajul, zis unde te duci copile? Zic, mă duc la Casa Iubirii. Du-te mă copile, lasă-mă, zi unde te duci. Zic, să mă mami, acolo mă duc. Du-te mă, lasă-mă mă, cu prostiile astea, zi mă unde te duci acolo. Dar, auzi, fii atent, trebuie să-mi dai 100 de lei. Și mi-a dat și maica mea 100 de lei. Am ajuns seara, o prietenă mi-a făcut rost unde să dorm. Da. Și 100 de lei cu 100 de lei și mai aveam vreo 50 de lei. Și ziua trebuia să mă duc la Romexpo să fac interviu. Da. Seara când am ajuns acolo m-am uitat să văd cât costă Bolt, Uber-ul până acolo și arăta 30 de lei. Wow. Ziua când m-am trezit ploua și ningea și așa și au crescut tariful. Wow. 80 de lei. Wow, pe numai, eu mai aveam bat 53 de lei toți banii. Cu ce m-am luat acasă? Dar nu că cu ce mă duc acasă, dar cu ce ajung până acolo. Da. Bă, dacă nu, din 10-10 minute mă uitam să văd. Mai scade. Mai urcă și când am prins 45 de lei, l-am luat. Cu 45 mă duc, frate. M-am dus, da, le-a plăcut la oamenii aia de mine. Am semnat contractul atunci. Mama m-a sunat că de când încep și așa. Și până la urmă mi-a mai dat o fată încă 100 de lei. Mă rog că am avut o fete să-mi dea câte 100 de lei. M-am dus și acasă. Și când am început, nici atunci n-am început așa bine, dar cu timp, e greu până te obișnuiești, Laura, acolo. Bine, ar fi mult mai mult de povestit, dar nu-i cazul. Dar eu cum am ajuns, nu știu, e mare lucru, mă, frate, pentru mine e mare lucru să ajung din punctul ăla, să ajung într-o emisiune cu niște oameni, uite cum ai fost tu, și să ajung să am și succes, să fiu și iubit de oameni. Știi? Asta e, asta voiam să te întreb. Te gândeai, frate, că o să ajungi la nivelul ăsta? Nu, frate, dar e mare, mi se pare mare lucru, frate, să... Hai că nu că de unde am pornit, dar câte chestii s-au întâmplat așa pe repede înainte ca să ajungi într-un punct și la un moment dat chiar să ai succes și să... Cel mai mare succes, bonus sau ce să zic, sunt oameni ăștia care rămâi după. Clar, clar. Că na, ieși de acolo, nu mai e același lucru. E greu de exprimat când simți iubirea oamenilor, frate, când și ești acolo în primul rând. Eu dacă explic la maică mea, uite, a primit mama un cadou de la niște susținători de-ai mei, pe sora mea l-a dus că e acasă. Păi nu înțeles, maică mea, că zic, sora mea, uite, ăsta e cadou de la cutare, pentru fetele tine, lui Laur, da. Pentru tine. Nu înțeles, mă, frate, cum, de unde, de ce și de ce oamenii ăia fac lucrurile astea pentru mine. Da, mă, da. Nu, da. Dacă stai, nici nu m-aș fi gândit vreodată că există așa ceva. Și eu consider la fel ca tine, Laur, din tot ce îmi spui tu acum mie, așa, cumva, trag concluzia că ești la fel ca și mine, la modul că, bă, și eu simt la fel, simt că emisiunea asta, efectiv, mi-a dat voie să mă dezvolt, mi-a dat voie, nu știu, mi-a arătat cum sunt eu ca și caracter. M-a ajutat foarte mult și simt, asta o simt prin oamenii care au rămas lângă mine, știi, cumva. Prin asta, frate, și eu așa ca om, mie îmi place, și am făcut foarte multe greșeli, da. Și foarte penibile și
mi-e și rușine de câteva tot timpul caracter, care, să știi. Care le-am făcut, da, dar mie și place să învăț, să mă corectez, eu sunt foarte aspru cu mine, așa, uite, hai să zic așa, eu zic de altul că bă, de ce îl bârfește pe ăla și poate odată se întâmplă să-l bârfesc și eu, bă, și mă duc acasă și singur cu mine zic, bă, uite, nu-mi vine să crezi, gen, la modul ăla eu sunt aspru cu mine, știi? Și dar și eu m-am dat să mă gândesc, bă, ia uite, bă, am vorbit de ăla, bă, ce prost. Da, și mă vinovățesc mult, dar îmi place să învăț de la oameni așa. Și tu ai fost un om de la care am avut de învățat. Mulțumesc și, în toată inima. Și faptul ăla că mi-ai zis să nu fie rușine că pic în penibil. Da. Bă, pe mine foarte mult m-a ajutat și acum la rândul meu le zic la alții, bă, să nu vă fie rușine, pentru că oamenii, nu că asta caută, dar te vede, că ești autentic. E natural să pișim penibil. Corect. Nu râde nimeni de tine. Deci, Laur, când am plâns prima oară în emisiune. Eu cred că am crezut că o să plâng eu vreodată în emisiune. Bă, frate, ascultă-mă ce zic, am venit acasă, m-am închis în camera, nu pot să mai ies afară. N-am cum să mai ies afară, nu mai ies, frate, stau închis, nu mai. Cât de penibil, mă vede. Oricum, mi-era și neapărat de oameni după stradă. Mi-era și de mama, de tata, știi? Eu uite-l pe ăsta, că de-aia mei sunt ăștia mai gen mai tari ca oameni, mm-hmm. Și nu-i vezi așa plângăcioși. Da. Parcă poate acum, după emisia, ți-am făcut și pe ei mai sensibili. Da. Dar înainte n-aveam noi treabă cu asta, știi? Mamă, și când am văzut, fraților, că am plâns acolo, nu vrea să cred. Și bă, ții minte că și când m-am sărit în vestiar sus, eram așa frustrat. Bă, cum pot să fac așa ceva? Mă, ca să trăiești chestia aia la maxim și numai așa poți să ai succes la modul să te placă lumea, trebuie să-ți permiți ție să fii tu și să nu știu cum să zic, bă, și dacă plângi, uite că ai plâns, se uită aia, bă, și noi am plâns, mă, și n-am fost în postura asta. Așa, dacă încerci. Știi că e cel mai prost? Că uite, eu după părerea mea spun sincer, o femeie poate mai plânge așa, că e sensibilă și poate se forțează puțin să plângă. Bă, dar un bărbat n-are cum să plângă la mișto, un bărbat. Da. Știi? Și atunci când tu plângi cu adevărat din suflet, da, bă, și vine unul și ce, plânge la mișto, bă, tu ești prost, bă, ce sunt, de ce să plâng la mișto? Să mă fac de râs singur. Știi? Da. Asta mă rupea pe mine. Ai, bine, câți oameni din ăștia care sunt numai teoria conspirației, e grav. Dar emisiunea asta m-a ajutat foarte mult. Mult. Uite, Lorena nu i-a plăcut așa multă experiență. Uh-huh. Bă, mie mi-a plăcut enorm de mult și pe mine m-a ridicat foarte, foarte mult. Dar mă uit și la față și la cum eram îmbrăcat și la, da, evoluat. Și la cum vorbeam și așa pe mine. M-a ajutat foarte mult și faptul ăsta că, bă, în viață trebuie să spui ce simți, nu? Am avut eu, și de atunci mi-am dat seama că e pe bune, gen, m-am întâlnit cu și mă certam cu Lorena și m-a întrebat că tu ce simți acum pentru fata asta? Că eu în emisiune am zis că nu simt nimic, că eram nervos și nici vreau să las de înțeles, știi? Și m-a întrebat ce simți. Și am zis, doamna, nimic. Mă, Laurenț, n-ai cum să nu simți nimic, e imposibil, tu ori ți-e ciudă, ori vrei să o trimiți nu știu unde, ori mai vrei să o vezi, dar nimic n-ai cum să nu simți. Da. Du-te înăuntru și zi exact ce simți, că oamenii aia de afară, uite, și dacă zici că nu simți nimic, zic că aia de afară, bă, ăsta nu simte nimic. Da, și eu poate în interiorul meu sufeream de, nu simt nimic, știi? Și, da. Bă, să știi că așa am găsit și eu cumva cheia ca și tine, pentru că mă feream să arăt sentimentele, știi? Și mi-o feream, bă, mi-era rușine să mă pup cu ea la televizor, acum crezi. Te cred. Bă, mi-era rușine, efectiv, mi se părea, bă, stai, ne pupăm la televizor, e penal. Și ușor, ușor, mi-am dat voie mie să am sentimente, să arăt sentimentele mele. Și atunci oamenii au văzut cu adevărat cine sunt eu și cum sunt eu ca om. Că până atunci nu aveam de câștigat nimic. Nu aveai, că și eu, dacă stăteam așa și uite că am avut noroc că era Lorena. Dacă nu era Lorena, eram pur și simplu așa. Poate mă aprecia lumea că eram Caterinca, că... Da. Numai când iubești și... A fost norocul meu că a venit acolo și norocul tău că a fost Larisa, pentru corect. Așa ai putut să te deschizi tu. Ți-a arătat caracterul tu. Păi asta îi spuneam și ei, Larisa, îi spuneam, băi, Larisa, noi ne-am ridicat unul pe altul. 100%. Adică tu prin greșelile tale poate mai făcut, să-mi arăt caracterul meu, știi? Da. Iar eu, prin înțelegerea mea, ți-am arătat cumva caracterul tău, că poți și tu să fie bine. Adică asta ne-am ajutat unul pe altul, clar. Și asta și demonstrează că nu ești fake. Da. Fake la modul cum zice lumea, că te începi să fii cu cineva pentru un urmăritor, pentru nu știu ce. Da, tu dacă nu simți chestiile astea pe bune, n-ai cum să te deranjeze, tu n-ai cum să fii și așa. Și nu poți să încasezi dacă știi, gata, bă, cu joacă, că nu mai am chef, știi? Da. Dacă nu merge. Da. Așa este. Din tot ce spui tu acum, ai mai repetat experiența, clar, dacă ai luat 2-0, nu? Eu aș repeta-o 100% și acum, și eu și mă gândesc, că am vorbit și mai devreme, mă uit și acum la emisiune. Și n-am cum să nu mă gândesc, bă, dacă aș mai fi stat un sezon la cum sunt acum, tu ai intrat în sezonul 2. Da. Tu știi ce înseamnă să ai în spate oameni. Da, știi care e faza?
E clar avantajul fiecărui om. Dar uite, eu ca om, îți spun sincer, mă simțeam un pic penibil din cauza că, nu știu, anticipam tot ce se întâmplă. Și tu ai fi anticipat la fel. Și eu aș fi anticipat. Știi? Și ajungeai la nivelul care ziceai, stai, ce mai caut mă aici, mă, frate, că le știu pe toate, mă, o să las pe altul, se bucure video și le ocup locul aiurea. Dar nu e vorba de asta. Are și farmecul lui. Bă, da, uite, că multă lume mi-a scos mie ochii, domne, că ocup locul degeaba în casă. Păi nu, mă, dar dacă așa mi-a fost mie scris să rămân acolo. Nu l-ai ocupat degeaba, frate, eu... Mă uitam la emisiune dinainte să ajung eu acolo și după ce am ajuns acolo mi-am dat seama și mai tare că era nevoie de un om ca tine acolo. Bă, clar era asta. Nevoie de un om ca tine acolo, pentru că dacă ne lăsai pe noi în momentul ăla și când am ajuns eu și pleca și Radu, da. Păi noi ce să povestim, ce faci, mă? A, bine, da, și eu și tu. Trebuia să iei cumva toate subiectele, să le ții. Tu ai avut rostul tău și dintre toți mi se pare că ai putut să dirijești cel mai bine lucrurile la modul discuțiile. Bă, dar și de ce? Că niciodată nu cred că am jignit. Nu ai jignit. Sau ceva, știu, la modul că cumva m-am respectat pe mine și automat am oferit respectul omului de lângă mine. Da. Și când un om face asta, nu cred că ai cum să fii nebun, să te legi de un om care, bă, stai un pic, că omul ăsta m-a respectat. Da, știi? Bine, și atunci o să fie oameni ăștia care... Asta clar, dar aia sunt oameni nebuni, așa să le faci. O să fie mereu pretutindeni. Vreau să te întreb legat de sezonul 2, după ce eu am plecat, clar nu mai eram acolo, tu te-ai combinat cu Lorena și foarte bine că ai și rămas împreună, într-un fel sau altul. Vreau să te întreb ce ai simțit când Lorena a fost eliminată din casă? Nu mi s-a părut corect, Erai foarte afectat, te-am văzut atunci. Băi, da, oricum sunt om așa vulcanic în prima fază, dar... Nu, mi s-a părut corect așa, nici n-am putut să cred că era mai puțin votată decât oamenii care au fost în față și așa, în momentul în care eram cel mai bine, adică e casa iubirii și noi când eram cel mai bine, pa iubire, știi? Se mai întâmplă asta. Băi, se mai întâmplă. Am fost așa, mi se părea că am fost tras pe sfoară în prima fază. Ca toți. De altfel, că așa toată lumea simte asta. Am simțit că am fost tras pe sfoară și nu știam nici cum să plec, pentru că noi în ultima lună am și pus așa niște lucruri la punct eu cu ea și atunci am început să fim un cuplu pe bune și când mi se pune pata cum trebuie... Cred că în primele zile aveai o disperare în tine să pleci de acolo. Băi, nu a fost așa, a fost invers. A, da, după. În primele zile... Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Uh-huh. Puteam să stau acolo, m-am obișnuit cu stilul ăla de viață, da. Să fiu acolo, știi? Da. Dar cu cât mai trecea mai mult timp seara, mi se făcea foarte dor, foarte dor, la modul că chiar nu mai simțeam, farmec. Nu mai e cazul să stau aici, să-l văd pe altul că se ia în brațe cu vruna și știam că așa mă luam și eu. Da. Pentru ce să mai rămân aici, știi? Mi se strica un lucru mult mai important pe partea cealaltă dacă rămâneam. Da. Și așa a fost să fie, că am plecat și eu repede. Și cum ți-am zis și mai devreme, că n-am cum să nu stau câteodată să-mi zic, bă, cum ar fi dacă aș mai fi fost acolo, că pentru mine a fost o etapă, una din cele mai frumoase etape din viața mea. La fel și la mine. Dar și la început, în primele săptămâni, să zic, cu Lorena, de când ne mutasem împreună sau așa, îmi puneam întrebarea asta, dar acum îți mai bine decât când eram atunci în emisiune. Clar. Și am așa, nu știu, o liniște, e foarte femeia liniște, mea, da. Cu pisicile mele. Ești foc de pisicile, foc de mai pisici, dar așa, acum când trag linie zic, bă, ce mi-aș fi putut dori mai mult, adică... Ai luat tot, cumva. Sunt casa mea, sunt cu femeia mea, mă iubește, o iubesc, nu-mi doresc altceva și am pisicile alea, am oamenii, bine stau, zic, ce aș fi putut să-mi doresc mai mult de atât? Adică te simți cumva realizat pe partea asta. Da. Adică da. Ai luat cumva cam tot ce... Trebuie tot, din tot ce îmi doream sau ce mi-aș fi, cum mi-aș fi vrut să fie viața, am tot cum ce mi-aș fi vrut. Adică de ce? Acum nu mi-ar părea rău. Dar o săptămână aș merge să mai stau acolo. Și eu, așa, eu măcar în vizit. Dar să-mi duc așa o gașcă cu cine vreau. Da, eu, și, să eu, fim și eu aș merge. 5-6 băieți, n-aș duce acolo să mai stau o săptămână. Aș vrea să-i văd, să-i analizez pe toți, să le spun în față ce și cum ce văd acolo. Mamă, aș muri. Jur, m-aș duce să... La modul că să stau acolo așa, să mă uit la ei, știi? Să stau pe canapea la o conversație lor, să încep să mă bag între ei acolo. Vai de mine. Da, Ionuțe, tu după ce ai plecat tu... Zic, bă, uite cât de ușor poți să-i faci pe alții să se certe, omule, mă uitam. Zic, bă, uite cât trebuie numai să-i întreb, dar tu acolo ce ai simțit și acolo ce ai făcut așa? Zic, uite ce ușor să-i faci pe alții să se certe. Bă, așa este, chiar e ușor, e foarte ușor, dar ți-am zis, acum, dacă aș fi în sezonul ăsta să intru genul așa o săptămână, cum ai zis tu, vai de cap, efectiv m-aș pune pe canapea așa, aș dea bună ziua frumos, aș lăsa să vorbească trei vorbe, să prind firul,
Și ai dat foc? Vai de capul meu. E așa de hilat direct, frate. Mă, dar tu de ce vorbești așa, mă? Dar ți-e nu-ți pasă de cutare. Zic, e așa, eu râd, mă, ceva. Cred că Patrick face asta acum, cumva. Patrick? L-am văzut toată că m-a luat cuvântul din când în când, știe? Eu mă uit și acum... Deci pe lângă că mă amuză, când face unul o prostie și întreabă Andreea Mantea, doamna Andreea Mantea, ce scuze, cine te-a pus sau cine ți-a zis că ar fi ok? Păi Patrick și Cosmin. Păi nu, că nu l-am zis, nu știu ce. Bă, oricum, Patrick, sincer, să știți că nu trebuie judecat pentru că ia cuvântul în Casa Iubirii. Am văzut foarte multe comentarii precum că, ce domne, te-ai făcut moderator sau că ai luat locul lui Ionuț, că faceți moderator și nu știu ce. Bă, nu e cazul de asta, oamenii ăștia cumva întrețin casa, da. Pentru că atunci când ești nou acolo, ai emoții foarte multe și nu te poți exprima. Și când ai pe unul care să te împingă de la spate, prin stupeu și spui ce simți, cum simți. Asta să înțelegeți cu toții cumva din Casa Iubirii și de ce concurenții vechi își fac apariția în noile sezoane. Pentru că concurenții vechi care nu s-au ales cu o iubire de acolo, clar ajută foarte mult ambientul casei. 100% și își face bine treaba. Dar știi ce voiam să fac? Să mă întorc înapoi, că am sărit un pic peste o întrebare legat de Lorena. Că știu că eu eram în casă când a intrat Lorena și vreau să te dacă ai simțit ceva atunci, că bă, o să fie ceva cu fata asta. Pentru ea? Da. Sau băi, ceva, nu știu, un semn, ceva. Mă, ceva, am simțit de ce să te mint. Mi-a plăcut zâmbetul ei, așa... Eu te-am văzut că erai fiertă atunci, oricum pe ea. Nu eram fiertă atunci, mai ce că eram fiertă, dar nu eram... Bă, crede-mă, Laur, că erai... Adică, mă rog, poate așa te exprimai, dar se așa vedea. Mă exprimam, bă, da, dar nu, niciodată. Și te auzeam cum ai și spuneai, mă, uite ce... Uite ce... Bă, ziceai. Frate, ziceam, dar așa aș putea să existe pe altcineva. Îmi plăcea așa la prima vedere și zâmbetul și așa și am crezut că e și de vârstă mai mică. N-am crezut că când am văzut-o, când a intrat, n-aș fi zis că are 29 de ani niciodată, știi? Da, nici n-am zis. Nu. Am simțit așa ceva pentru ea și la un moment dat nu mai știu ce... Mi-a întrebat o femeie sensibilă în viața mea, știu că nu mai știu pentru ce, pentru nimic, oricum a început să plângă. Da. Și am zis, bă, o femeie din asta mi-a trebuit așa de... mai suavă, așa. Sensibil, așa, da. Să, genul ăsta de femeie am nevoie, știi? Și uite, bă, frate, că așa s-a întâmplat să fie. Bă, da, să știi că chiar am, când am încăinat la în casă, chiar a fost o apariție frumoasă și recunosc asta pentru că eram și acolo în casă și am văzut și eu. Clar, și... Toți care am fost acolo, cumva, pe Lorena, toți am văzut una dintre cele mai frumoase fete. Corect. Fără nicio vrăjeală. Și eu ți-am zis, atunci pe tine, te vedeam că tu ești atât, dar parcă n-aveai tupeu ăla să te bagi. Pentru că tu ai văzut cumva doleanțele ei atunci, la momentul ăla. Eu înțeleg pe oricine și nu pot să-mi pun stop la orice. Dacă mă fixez să-mi pun stop, eu știu, cum ai zis tu, nu neapărat de penibil, dar dacă nu-i locul meu acolo și nu văd o deschidere... Nu genul, adică știu ce pot și cine sunt și nu simt că trebuie să trag cu cineva de mânecă ca să arăt, bă, uite, sunt și eu aici, știi? Da, da. Dar acolo, în casa aia, e foarte mult vorba de comunicare și că e greu să ai încredere în cineva cât ești acolo, că n-ai cum și cu date-urile alea haide că te mai ajută, te poți, dar așa să nu ai idei, să fii mereu așa într-o... Nu știu exact ce se întâmplă, dacă e pe bune, dacă nu e pe bune, oare e un pic și pentru emisiune, un pic și pentru tine. Nu știu, afară, dar e adevăratul... Dar ești gelos, Laura, ești gelos? Măi, Ionuț, nu știu dacă ești gelos, dar în schimb ce al meu e al meu. Și ești protector mai mult, poate. Nu știu dacă protector, dar uite, eu fiecare cred că cumva dacă e gelos sau nu, sau... protector, cum zici tu, e pentru că așa au văzut undeva ei mai de mult, în familie, în grupul de prieteni. Și eu am așa niște chestii pe care femeia mea vreau să le respecte sau cum aș vrea eu să fie. Nu gelos. Femeia poate să te facă gelos, că tu așa, adică femeia dacă nu-ți dă de înțeles, ea te ridică, ea te coboară. Clar. Și eu pot să fac pe ea geloasă sau nu, că dacă mă duc într-un club și mă uit, poate mă uit special să văd dacă se aprinde sau nu. Da. Dar în rest... Poți să vezi chestii. Deci, acum și tu știi ce înseamnă un om care caută atenție sau nu. Și din fericire pentru mine mi se pare că e ce am eu nevoie, știi? Da, mi se da. Pare, știu că e ceea ce am eu nevoie. Adică un om poate să te atragă atenția și cum râde, dacă râzi prea colorat sau te-ai ridicat sau te agiți prea mult. Da. Și eu nu mai sufăr pe oamenii ăștia. Nici și... eu nu mai haresc. Na, știi cum e? Eu dacă trec cu femeia mea și se uită un pic la tine, tu ca bărbat o strângi un pic de mână. Nu, tu ca bărbat, tu în gândul tău o să zici n-ai cum, bă, uite, s-a uitat un pic la mine, în capul tău zici, bă, un pic îi place de mine cu și cu mine de mână, știi? Da. Atunci eu n-am cum să, și eu la fel, eu dacă mă uit la o gagică și scade mâna gagica aia, nu se gândească, bă, un pic s-a uitat de că-i cu aia. Da, deja tu cazi în ochiul la omul ăla. Un pic mai altfel la femei, mă crezi? La ce mod? Când, gen la modul că, uite, mergi cu gagica de mână și te uiți tu la una și te vede, parcă nu e de dureros pentru ea.
că faci tu asta, dacă e invers asta și faci ea asta. Asta ea poate să zic că trebuie să o întrebe ea. Bă, așa, gen, de-a lungul vieții mie așa mi-a demonstrat cumva, că parcă la bărbat nu e așa problemă. Bă, așa se zice, că... Bărbatul și-a pălăria, o scutură și-o pune în cap. Și-o pune în cap și pleacă, dar eu nu sunt pe... Poate să te misogin puțin acum, nu, dar... Nu, eu nu sunt pe conceptul ăsta, frate. Nu? Nu. Eu n-aș putea să-i cer ceva ce eu n-aș face, știi? Adică dacă nu zice nimeni că te duci acum, că și o mașină cum trebuie dacă trece pe drum, tot te uiți. Dacă te pești cu femeia ta și așa, de ce să... Bă, oricât de tare ți-ar plăcea, până la urmă, ea te reprezintă și dacă tu te uiți după alta, ce chiar valoare așa, tu, chiar și în fața ălea pe care te da, uiți. Da, tu scazi singur valoarea. Da. Dacă urmea un desconsideră pe ea, păi și eu categoric cobor puțin, știi? Dacă, nu știu, dar gândește și altfel, dacă tu te uiți după una, da, și ești cu gagica de mână, înseamnă că și aia care te vede că te uiți după ea, o să zică, ia uite și pe ăla, păi ce bărbat da, e da, 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 dacă e o femeie cu capul pe umeri. Da, și penală... nu aș vrea să fac să se simtă prost, pentru că și mie mi-e frică să nu fiu pus eu în postul, că aș nebuni, aș muri. Ai făcut vreo chestie asta în gelozie, ceva grav? Nu. N-ai făcut, nu? Grav, gen... Nu, la modul, nu știu, vreo ieșire asta mai nebună. Nu, din gelozie nu. Nu. Eu asta am căutat întotdeauna, liniștea, frate. Dacă... Nici nu... Și un om care merge departe cu gândul și dacă din start mi-o strici să stau eu... N-aș sta într-o relație să stau să mă gândesc, bă, vorbește pe telefon, vorbește pe nu știu ce, decât să ajung, în primul rând, că am nevoie de un timp cu persoana respectivă ca să ne zicem că suntem împreună. Clar. Și atunci dacă am ajuns în punctul în care să zicem că suntem împreună, înseamnă că au trecut niște teste în care, bă, nu mai ești nevoie să mă uit toată ziua în telefonul ei sau numai îți faci tu griji singur, știi? Da. Și dacă se întâmplă ceva, se întâmplă. Poate dacă erai mai pe fază, prindeai mai din timp. Dar la un moment dat se întâmplă. O femeie sau un om, dacă eu vreau să te ard pe tine, te-am ars odată, am prins gustul, o să te ard și a doua oră, clar, și a treia oară, și a patra oară, când o să mai fiu atent, sau ești tu pe fază, mai prins și tot ne strângem mâna și plecăm, știi? Da, da. Așa este. Dar legat de asta cu Lorina, că acum din tot ce îmi spui tu, mie mi se pare că vă merge foarte bine în momentul de față și cumva a fost un șoc pentru voi ce s-a întâmplat luna trecută. Nu, luna trecută. A trecut o lună, cred, nu? Deci de cearta noastră. Da. Nu o lună, două săptămâni cam așa. Sau? Da, două săptămâni. Un șoc, dacă a fost. Ca relație, la modul că poate să vă apreciați mai mult unul pe altul. Noi oricum după fiecare ceartă ne-am întors așa... Mai cu energie. Nu neapărat mai puternici, dar ne-am înțeles mai mult. Și între mine și ea sunt foarte multe chestii la care ne gândim exact la fel. Dar sunt multe chestii care... Mă, ori... Nu știu, mie mi se par niște chestii mici. Deci pe chestii mai mari, mai importante, gândim la fel, dar niște chestii care mie mi se par prostii, nimica toată, da. Ea le gândește diferit. Corect. Și eu și un om ăsta care se gândește mult, ți-am zis, bă, vrea să mă ardă cineva. Îți faci filme mult. Îmi fac filme, dar și adică niște chestii, eu dacă te întreb pe tine ce culoare e asta, sau ce e ăsta, plat, și tu îmi zici că nu, că e altceva. Zic, bă, ăsta ce face, mă păcălești? Da. Dar văd de aici, simplu să răspund la întrebarea asta, știi? Dar ea au mai avut niște, bine, și eu am greșit de mele. Ezitări de-astea. De ea au mai avut și în trecut. Da. Și în trecut eu am zis, bă, uite ce face fata asta, e perversă. Da. Dar mi-am dat seama că așa gândește. Acum gândesc. Când se întâmplă, n-avem decât să încercăm să ne înțelegem și mai bine, să ne explicăm și mai mult. Așa te șochează o chestie care tu consideri că e foarte simplă pentru tine, dar pentru altul e altfel. Te șochează și nu-ți vine să crezi, da? Bă, să știi că eu am urmărit cumva povestea voastră de când ați ieșit din casă și am urmărit-o chiar împreună cu Larisa, pentru că noi pe timpul ăla chiar eram împreună și... Da. Și vorbeam și mi s-a părut super mișto din partea voastră, la modul că, uite, bă, hai să ne luăm un animal, ceva mișto, adică părea că e totul, bă, chiar vor oamenii ăștia să evolueze împreună, știi? A și fost, nu... Și a fost un șoc să văd atunci chestia aia cu despărțirea, eu n-am știut cumva. Mai n-am știut. Eu nu vreau să dezvoltăm foarte mult nu, pe partea asta. Dacă nu e o problemă, gen, nu s-a procedat corect. Poate au fost și anumite persoane care și-au vrut, au vrut să fie bine, dar au vrut interesul lor să fie mai bine înainte de toate sau ego-ul lor să fie satisfăcut mai mult. Cu siguranță, da, ea e departe de casă, eu sunt departe de acasă, depinde ce oameni mai ai lângă tine. Cu siguranță dacă avea niște oameni, ți-am zis iar dacă ai o nesiguranță. Dacă ziceau cinci oameni, bă, stai acasă că da, aia e, stați la masă, discutați și o să fie bine... Poate să te acasă, altfel, da. Dacă au fost poate cinci care au zis, bă, nu e ce trebuie, dar nicio relație nu seamănă cu alta, sau dacă tu ai trăit în trecut vreo dezamăgire, aia nu înseamnă că eu sunt aceeași persoană sau toate lucrurile se întâmplă la fel. Clar. M-a fost, oricum, eu am știut că o să se întoarcă acasă. Dar ea e ușor influențabilă din timpul. Nu mi se pare, iarăși am zis, pe niște chestii astea în care tu nu ai siguranță. La timpul ăla și eu am gafat-o, că n-am fost, amândoi am greșit și am fost urât cum am greșit.
Dar, uite, și iarăși din trecut, poate știu eu dacă am mai avut antecedente în trecut sau cum să le numesc, poate o trage niște concluzii de acolo, dar important e să vezi toată imaginea de ansamblu, că fiecare trebuie să mai învățăm unul de la altul și cum să ne comportăm și clar, ce îi place bine, ce îi place mai mult la unul sau nu, și să ne stabilim noi niște limite. Dar cred că acolo pur și simplu n-a fost comunicarea, a fost faptul că a plecat ea prima și a fost un impuls de moment, probabil. Trebuia stat la masă și discutat, știi, a fost mai mult un impuls, dar eu am știut că o să se întoarcă, frate, am știut. Eu am tabloul ăla pe perete cu și noi. Și am simțit asta. Eu am tabloul ăla pe perete cu noi, cum ai știut, uite aici, da, cu Larisa. Da, da. Și am zis, nu-mi dau jos, frate, că o să ne întoarcem aici. Uh-huh, uh-huh. O să ne întoarcem și crede-mă că mult mai tare am început să ne cunoaștem după treaba asta. Fiecare răspunde diferit. Ea când se simte, poate, într-o situație din asta, intră cumva și în gardă și în atac. Da, știi? Da, când, da. Poate vă cunoașteți să mai bine? Cumva eu am început, anticipezi altfel, da, ieșirile astea. Eu i-am spus ce a greșit sau cum văd de lucruri greșite, ea mi-a zis ce am greșit eu și vezi, trebuie cumva să lași, dar să înțelegi că bă, omul ăla în felul ăla răspunde și atunci eu trebuie să-l las de la mine ca să fim bine, da, ca să ajungem la un consens, da, știi? Că dacă și eu stau în gardă și ea stă în gardă, eu știu că ea poate se intră mai mult așa într-o chestie în asta în care nu mai vorbește sau vrea ea să atace mai mult, că nu-i cazul, că noi trebuie să ajungem la un comun, da, acord, și acum fiecare trebuie să lase de la el ca să... Eu cred că cheia cumva e acceptarea de bun simț. E acceptarea de bun simț, dar știi cum fiecare are niște limite care și le pune așa, adică eu am încercat foarte mult acum cât a fost cearta asta să ne împăcăm, mm-hmm, poate mi-am călcat pe orgoliu, da, dar ăsta e un orgoliu care... Cine l-a stabilit acolo? Eu l-am, corect, pur și simplu l-am, corect, stabilit, corect, eu așa, adică poate trebuia să-l las mai jos. Și în fața persoanei iubite mei, da, să-l calci în picioare. Și bă, așa a fost, că am călcat și eu pe orgoliu și cu ce am rămas după e că eu știu cum răspunde ea când într-o situație din asta, da, critică, răspunde într-un fel în care eu nu m-aș fi așteptat, uh-huh, și atunci eu degeaba vin peste ea ca și cum să... Bă, am eu dreptate pentru că ea nu așa o să-mi răspundă mie bine, da, eu poate, da, trebuie să dau un pas înapoi când e ea supărată, da, ea poate trebuie să dea ea un pas înapoi, clar, când e eu supărat, zic, da, ca să putem să ajungem la masă și până la urmă să zice bă, știi, eu te iubesc, tu mă iubești, e vorba de cât de mult încerci. Bă, știi că ai faza că oricât de leu ai fi tu, e bine să mă lași capul jos în fața femeii tale, trebuie, știi? Trebuie lăsat, cam așa acolo e. Nu e nicio rușine. Nu, eu cred că și noi suntem foarte bine acum, uh-huh, foarte bine și după toată mizeria aia, că a fost o mizerie, am ajuns să ne înțelegem și mai bine, să ne cunoaștem și mai bine și cu siguranță pe viitor nu s-ar mai întâmpla lucrurile astea. Dar acum că totul e bine așa, știu că poate o întrebare prematură și când poate exagerez cu întrebarea asta, dar doar așa, poate ca vis o întreb. Există șansa să vină vreun copil în viitorul apropiat? Eu știu dacă există, nu știu care e treaba. La modul că eu îmi doresc, ați fi pregătiți în teorie? Eu îmi doresc. Da. Acum, pregătiți, știi ce? Depinde ce înțelegi. Alții au reușit să-și educe și să-și crească copiii prin niște... Și-au trecut poate prin niște perioade mult mai grele decât punctul ăsta din care aș pleca eu cu Lorena. Da. Acum, nu cred că cineva poate să se numească pregătit, că nu știi ce înseamnă să ai un copil. Eu, uite, mi-am luat o pisică și n-am știut că trebuie să mă duc de 5 ori cu ea la spitalul de pisici. Corect. Nu știi cu ce, corect, se mănâncă. Corect. Așa și la un copil, la cu totul alt nivel. Da. Dar eu cred că simțul ăla patern îl am. Copiii îmi plac, știi? Acum nu mai am, vreau să știu unde, nu știu unde vreau să ajung pe, uh-huh, ceva timp, dar știu că mai am de făcut lucruri mai, da, mari. Legat de întrebarea aia cu peste 3, da, ani, cum te vezi? Mai am încă de făcut lucruri și ea mai are lucruri de făcut, da, dar nu, ne-am pus niciodată problema. Mm-hmm. Eu dacă ar fi să se întâmple, eu ia ca tare și m-ar bucura lucrul ăsta, dar nu s-a pus niciodată problema și cred că oricum amândoi ca business, cred că mai avem de lucrat și cumva, nu că n-ai putea să faci treaba asta și cu un copil, dar na, când ai un copil ai alte responsabilități, da, o parte din timp trebuie să te aloci lui, clar, și atunci cumva te împiedică puțin. Lucrați mai mult la carieră acum. Da, 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 da. Da, așa e, adică foarte normal. Adică timp pentru copil cu siguranță e, dar dacă... punându-ți cariera pe primul plan acum și ajungând să stai bine financiar, categoric îi acord și lui un anumit confort și te ajungi pe tine, că așa poți să le duci mai bine. Banii întrețin fericire. Păi, o întrețin, n-ai clar, cum. Și atunci...
Și atunci vine întrebarea, cu peste 3 ani, te vezi peste 3 ani în punctul ăla, cumva? Cum te vezi tu peste 3 ani? Cum mă văd? Da. Poate, adică eu dacă ai rămâne cu Lorena, eu te-aș vedea în punctul de a fi tătic. Și eu. Până atunci, știi? 3 ani, am acum 26. Păi am, că e ok. Ba, m-aș vedea, de ce nu? Eu zic că am 29, e ok. Peste... Da, cu siguranță, nu pot să mă gândesc că ajung... Dacă ajung să rămân tot cu ea și să mergem bine până la vârsta, nu pot să mă gândesc, n-aș găsi un impediment încât să nu se întâmple lucrul ăsta, că până la urmă cam asta e normalitatea, să... Dacă doi oameni se iubesc, la un moment dat trebuie să aibă un copil. Clar, clar. Și pe plan... De business. De business. Pe carieră, cum te vezi peste 3 ani? Nu știu ce aș face peste 3 ani. Cu tot vreau să fiu din ce în ce mai bine eu mereu. Și cumva am și reușit chestia asta. Și dacă ai așa, o ai în gând și o vizualizezi, la un moment dat ceva o să se întâmple și o să reușești. Nici nu știi ce poate să apare în viața ta. Eu acum am mai din scurt, că mereu mi-am luat lucruri de-astea pe termen lung. Am vrut să fiu handbalist, m-am operat la umăr, m-am lăsat. Am vrut să fiu culturist, am diabet, m-am lăsat cumva. Și cine s-ar fi gândit că ajung eu la Casa Iubirii, știi? Corect. Dar uite, lucrul la care chiar mă gândeam zilele astea, eu când eram mai mic, mă uitam pe site-uri, nu știu, mi-apărea câte un bărbat cu barbă sau cu tatuaje sau și îmi plăcea, știi? Și uite că așa, dacă aș vedea, fi văzut o poză cu mine pe Pinterest acum nu știu cât timp, ca el aș fi vrut să ajung, știi? Și cumva dacă eu vizualizez că o să fiu bine și am încredere și nici nu sunt vreun nesimțit și mă ajută și Dumnezeu, o să ajung acolo unde îmi doresc la un moment dat. Dar legat de carieră, eu nu știu, te cunosc cât de cât binișor, cred eu, dar nu știu și alte plăceri de astea. Știu că ai avut o legătură foarte strânsă cu sportul, dar strict ca și carieră, ți-ai dorit să mai faci și altceva care noi nu știm? Nu mă văd pe treaba asta cu fitness-ul. Adică cred că o să țin așa ca și pasiune. Poate că o să-mi ajute o, doi, trei oameni care o să-mi fie mie dragi sau în care văd eu potențial și care chiar vor să se țină. Dar nu... Unde, la ce aspir eu și cât de sus aș vrea să ajung, nu cred că fitness-ul m-ar putea duce până în punctul ăla și la un moment dat cred că o să... Dar o să apară ceva, la un moment dat o să apară o chestie de care o să mă prind și nu o să mă mai las. Deci în momentul ăsta nu e un alt domeniu care să te vezi momentan? Nu. Asta aveam cumva să aflu. Nu. Și o amintire ce, nu știu, ți-a rămas ție, cea mai frumoasă amintire pe care ai avut-o în ultimii 3 ani? Poți să-mi spui? Ți-a rămas în cap? O amintire? Mhm. Uh-huh. Cea mai frumoasă? Da. N-aș ști să zic așa, cea mai frumoasă amintire. Păi atunci, uite, să zicem o amintire legată din Casa Iubirii, cea mai frumoasă, care ți-a rămas în cap. Un moment în care te-ai simțit cel mai frumos, cel mai bine. Dacă ai. Din casă? Da, sunt sigur că ai foarte multe, dar așa, unul care îți vine așa, la îndemână și e foarte rapid. Nu știi că ai treaba, că am avut foarte multe, foarte multe, dar cele mai, nu știu dacă neapărat amintiri, dar cele mai frumoase gesturi care mi s-au întâmplat au fost de la oameni pe care am cunoscut așa pe parcurs, niște, să vezi că cuiva îi pasă de tine, că cineva stă lângă tine, că știe și pe ce dată ai pupat-o prima dată pe Lorena. Ah, da, tare. Vezi niște chestii așa, să simți așa lumea cu adevărat aproape și să te susțină, să te împingă de la spate, să-i vezi că au încredere în tine. Uite, când am anunțat că vreau să antrenez, foarte, foarte multă lume mi-a scris că avem încredere în tine, să nu te lași și dacă o să fie bine și dacă o să fie rău. Adică sfaturi pe care doar părinții cred că mi le-ar fi dat. Deci cumva tot legat de public e amintirea ta, cumva legătura asta care s-a creat la momentul ăla. Da. Și sfaturile astea de bine ales cumva amintirile tale frumoase. Da, și ultima perioadă. Sfaturile astea de bine și eu mereu am zis că cumva părinții au un rol important așa în... au un rol foarte important în dezvoltarea ta și simt că așa am foarte... Ai făcut-o mândră pe maică ta la tine? Și pe maică mi-am făcut-o cu siguranță mândră și uite că mă bucur mult de faptul că când am plecat, am zis că am venit în emisiune, eram brav. Da, dezastru. Și acum am reușit în continuare să ajut eu pe ei, știi? Asta e o realizare, să știi. Să mă întrebe maică mea. Dacă mi s-a zis capărul pe mine, jur. Mă, frate, uite, că toată lumea, uite, să mai zic o chestie. O chestie că lumea mai zicea de păcănele, știi? De casino. Și a fost greșeala mea cumva, că pentru mine nu însemna nimic, dar faptul că am adus așa cumva în vedere oamenii ăștia răi care n-au ce face, te mai joci acolo, știi, dar ei nu știu că
nu știu, n-a ieșit dacă mă duceam să mă joc, eu înainte de toate trimitea la mama 500 de lei sau 600 de lei sau, și când vede mama că am un meci oficial, uite cum am avut cu tine, ce faci, băi, te-ai avut meci oficial, nu? Da, ai făcut ceva bani, bagă și mie ceva. Zic, păi cam cât? Zic, vrei să-ți trimit? Da. Păi cât să-ți trimit? Păi cât ai făcut? Păi zic, mă, ce mă știe care e... Da, adică și, uite, că azi termin după meciul oficial cu tine, major 80% din bani am dat lui sora mea, lui maică mea, pentru că și ei m-au ajutat la rândul lor, mi-a dat poate mama ultimul milion. Da, și nici n-aș putea să stau pe gânduri să nu le dau cât au nevoie. Bă, la sau uite, legat de asta, spun sincer, eu și când munceam, eu înainte am muncit și ca ospătar și ca pizar și nu știu ce. Da. Părinții mei, chiar dacă nu aveau nevoie de ajutorul meu, cumva, cred că așa m-au inspirat și m-au educat ei cumva, bă, efectiv, când luam salariul, simțeam să dau în casă bani, știi? Poate n-aș așa te-au educat, da. Așa te-au educat. Și în continuare, dacă eu simt că, nu știu, ar fi nevoie de ceva la modul că, nu știu, mă mai întâlnesc cu mama și poate nu i-a cumpărat nimic sau ceva, știi? Da. Efectiv, îmi vine să scot niște bani, să zic, ia, mă, ia ceva, știi? Da, dar vezi, și în viața așa. Asta e vorba cumva de șansă și de șansă și să poți, pentru că eu același om am fost întotdeauna, dar poate n-am avut posibilitatea, poate aș fi vrut să plătesc, dar de multe ori am picat în penibil că n-am avut să dau. Da, da, da. Lumea stă, te vorbește, important cumva, uite, acum că am încerc să ajut pe toată lumea și nici nu pun așa mult accent pe bani, cu toate că poate învârt destul acum, da, să zic. Da, da. Dar cu cât pui mai mult preț așa și ești mai nu știu, nu calic, cum să zic. Mână largă. Nu, gen zgârcit. Uh-huh. Adică eu poate mă duc și mi-au, poate îmi cere mama 500 de lei, dau un exemplu, da. 500 de lei, eu m-am dus înainte cu o oră și mi-am luat un tricou de 500 de lei și zic, bă, cam mult să-mi ceară mama, da. De multe ori îmi zic, bă, eu sunt nebun la cap, eu plătesc pe aia și nu sunt stare să dau la maică mea, da, da. Zic, lasă-mă de bani, am avut și asta. Poftim, știi? Și dacă poți să faci un bine, fă, frate, nu te mai gândi așa la bani, că banii circulă, vin înapoi și de aici și caracterele astea urâte că avem și prin preajmă, care toți îs, toți sunt după bani și își pierd domenia, uite, să fie oameni și se își pierd așa din obraz pentru poate nici 100 de lei. Corect. Laur, să știi că a zburat foarte repede timpul cu tine. Da. Și mai aveam câteva întrebări despre tine, dar cumva noi am intrat în ele așa, mergând în discuție și a fost foarte mișto din asta, că știam că merge așa discuția între noi doi, la modul că ești atât de deschis cu mine și că nu ai nicio problemă, nici mai făceam întrebări, sincer să fiu cu tine, pentru că nu prea le-am folosit. Dar acum te supune la un test rapid. Da, jucăm. Un joculeț în care trebuie să ne răspunzi cu un singur cuvințel. Te pun să aleg între două cuvinte, tu spui ce alegi. Și avem și câteva întrebări de-astea cu răspunsuri scurte. Și începem joculețul și începem cu sală sau handbal. Să zic simplu? Da. Handbal. Bun. Jocuri sau film? Jocuri pe care trebuie să film. Munte sau mare? Mare. Bun. Eu alegeam munte. Dacă ziceai munte, nici am mergeam la munte. Am vrut să aleg. Club sau... La mare pot să mă dezbrac. Păi știu, că toți ăștia care arată bine. Eu, da. Dacă nu arată bine, eu aleg munte. Dacă era să aleg, alegeam munte. Dar zic, bă, acolo degeaba mă dezbrac. Club sau seara cu prietenii? Gen un apartament frumos sau în curte? Seara cu prietenii. Da? Ce mai mișto și mie îmi place așa. E mult mai bine mă distrez așa dacă, ca să-mi ia numai oamenii mei. Au, și acum trebuie să fie și Lorena atentă la asta. La tine sau la ea? Acasă? Da. La ea. La ea. Frumos. Ca să nu lași urme. Ca la mine lasă păr. Bun. Dar și tu bani, că ai gândit-o ca mine. Da, îmi dai seama. Bun. Dacă câștigi la loterie, ai spune cuiva? Da, că eu gură spart. Da, ești și eu sunt la fel. Nu trebuie să zic la cineva. Nu pot să țin. Sau măcar să mă laud la aia, care mă văd prost. Bun. Ai furat ceva vreodată? Uiu. Îți place, nu? Și eu sunt un pic leptoman. Bă, la mine era probleme, nu puteam să intru în magazin fără să fur un nou Kinder. Mamă. Era tradiție. O Kinder, frate. Bun. Mergem mai departe. Ai renunțat la toți prietenii pentru 100 de milioane de euro? Da. Cred că și pentru 1 milion. Eu dați-mi 1 milion să vedeți că nu mai auziți de mine niciodată. Cine nu-i cură cu băieții ăștia? Bun. Prea mare ofertă mi-am. Am exagerat un pic. M-am inspirat după internet. Cred că e pe internet că n-am scris să aveau mulți bani, nu știu. Iubire sau dragoste? Iubire sau dragoste? Care e diferența? La modul că iubire
pe termen lung sau dragoste de moment, așa? Da, și care, păi... Că dispare după aia, poate, dragostea asta. Iubire. Iubire. Frumos. Fii atent, 3 mese pe zi normale sau 5 mese mici pe zi? 3 mari. 3 mari. Mare rol la el. Aventură sau... aventuros sau atent? La modul că intri fără să mai te uiți stânga-dreapta, te duci și... Aventuros. Da, aventuros. Bun. Apel sau SMS? Apel. Și eu la deja fel. Eu și sperii pe oameni, frate, când vreau să plească cu mine, sunt drept pe videocall. Ce faceți, mă? De cred că tu nu mai pui videocall, mă, tu și pe mine. Pizza sau salată? Pizza. Pizza. Albastru sau roșu? Albastru. De băieți? Războinici. Mulțumim, mulțumim. Inteligentă sau frumoasă? Inteligentă. Bun. Ce ai zici? Că ai luat jackpot, am zis că ești frumoasă, Lorena, și ai luat jackpot, asta aveam să zic. Ceva sărat sau ceva dulce? Dulce. Dulce, normal, puteam să-mi jur că asta vei alege. Facebook, Instagram sau TikTok? TikTok. Nu mai întrebăm de ce. Da, da. Telepatie sau teleportare? Teleportare. Mișto. Stai. Gen la modul că să stai să-ți bați capul cu tot, să citești gândurile alea murdare, mai bine teleportare. Te unde vreau acum? Miami, hai. Nu, acum am uitat la un film așa. Da? Da. Cred că l-am văzut și eu, Jumper, da, am văzut și eu. Bun, cam astea au fost, ăsta a fost și jocul pentru tine, Laur, și îți mulțumesc din toată inima mea. Aveam cumva pregătit cu Laur un moment, la modul că să sunăm pe cineva. Să cerem 100 de lei? Să cerem 100 de lei, să vedem cum reacționează. Ce zici, te bagi? Da, stai așa să vedem. Hai să vedem. Am mers foarte natural acest podcast și să știți că ne-a relaxat și noi foarte tare și ne bucurăm din suflet că sunteți și ne urmăriți. Mi-a plăcut mult că am venit deja la tine, știu că aveam niște întrebări, dar știam că dacă noi stăm la povești... Mai bine așa. Oricum, stai așa să mă gândesc pe cine să sun. Pe cine vrei tu, eu n-am treabă. Să sun din Casa Iubirii. Nu, stai așa. Mă, din pe... Hai că sunt pe... Să sun pe George sau pe Gianni? Pe George. Dar de pe speaker, da? Da, da, stai așa. Și spui, bă, am și nevoie repede de 100 de lei pe Revolut acum, poți să-mi dai? Ia stai așa. Să ții puțin mai aproape de microfon. Te vezi tu pe cameră în sol? E bine că se vede, că știe că e la mine. Cred că știe cadru. Stai așa că sunt. Nu stai că sunt pe WhatsApp. Sună pe WhatsApp că știe cadru. Ia să vedem. Ce faci, mă, dragule, mă? Ce faci? Bine, sunt la baie. Ești la baie, ha? Bă, pentru ce te-am sunat? Hai să-mi dai 100 de lei pe Revolut repede. Da, bă, da. Da? Hai, te iubesc. Da. Pa, pa. Frumos, frumos, bravo, Georgica. Mission test. Toată lumea să dea acolo un like pentru Georgica, da? Nu mai ca și cum eu ia ce banii tu, să știi. Bă, nu, dai înapoi, mă, și tu nu-i... Sau îl arzi? Îl arzi. Bun, cam asta a fost, dragilor, iată că uite și George, că chiar e un prieten bun pentru Laur, l-a ajutat. Și ce a făcut George, mă? Nu. Pe George, cum am stat eu mult cu el în cameră ca să vezi caracter, el mă trezea în fiecare dimineață, că eu dorm mai mult și alea, el mă trezea 5 luni de zile când a stat cu mine în cameră, el mă trezea dimineața. Mamă. Momentul în care a fost dat afară, el următoarea zi și-a pus alarmă să mă trezească, să mă sune la 8 dimineața, să mă trezească că știe că eu dorm și să mă sune el că el știe... Știi, stilul meu, știi? Adică omul și-a pus armă, s-a gândit la mine ca să nu târziu la filmări, așa, băiate, George. Bă, tu știi că, uite, eu spun sincer, acum e prima oară că spun asta. Eu n-am avut o părere bună despre George când eram în emisiune, mi se părea așa că e un copil așa care fuge de colo-colo, știi? Dar afară l-am cunoscut pe George și, bă, mi se pare că e un caracter frumos, George. Este. Sincer, este. Și un băiat bun, care chiar mi se pare asta. Foarte bun, sincer zic. Eu... Dar acolo în emisiune recunosc, nu am avut o părere, adică nici n-aveai o părere proastă despre el. Nu, dar n-aveai cum să-ți faci o părere. Dar mi se părea așa de semnificativ. N-aveai cum să-ți faci că nu era el. Nu se exprima. Nu se exprima, așa că nu aveai pe ce să pui prea mult preț. Da, da, da. Da, e... Da, și mi-e place foarte mult acum vibe-ul lui, sincer. Dacă putea să fie așa în Casa Iubirii cum e afară, era șmecher. Abia l-aștept și pe el aici, că pe el îl primesc cu muzică, mai pun prăjitură pe masă. Da, nu mai spune că oricum dispare. Gata. Dragilor, cam asta a fost podcastul nostru. Îi mulțumim din suflet lui Laurențu că ne-a onorat cu prezența lui și că a venit să ne facă o zi mai frumoasă. Și eu am văzut că am fost aici.
Și mai vă pupăm. Te aștept. Uite, la prima chestie importantă din viața ta, te aștept cu mare drag să ne povestești pe tine. Tot ce faci tu fără nicio problemă, bine, noi suntem și prieteni. Poate să vină când vrea el. Aici o să fie în exclusivitate. Poate să vină când vrea el. Îi mulțumesc din toată inima mea. Vă mulțumesc și vouă că ne urmăriți și că sunteți lângă mine, trup și suflet, și se văd acolo pe vizualizări. Voiam să vă anunț în continuare că încă nu v-ați abonat toți dintre voi, să știți că în continuare 80% dintre voi nu sunt abonați, așa că trebuie să faceți conturi, vorbiți cu cine poate să vă ajute să vă creeze un cont pe YouTube și să vă abonați acolo, pentru că asta ne ajută pe noi foarte mult să ne dăm seama dacă facem o treabă bună sau nu. La bine, ne dăm seama și din vizualizări, dar avem nevoie de abonarea voastră. Nu uitați că avem nevoie de like, share, subscribe. Avem nevoie să-l urmăriți pe Laur pe TikTok, pe Instagram, Laur Suciu, acolo găsiți peste tot. Da, și de pagina ta mă ocup eu de ai mei să-mi dea abonare. Mulțumesc din suflet și oamenii lui Laurențiu, vă mulțumesc că ne-ați privit, sigur ne-ați privit cu drag. Și mă bucur din suflet că Laur s-a deschis și cumva l-ați cunoscut așa cum este, eu știam că este așa. Nu știu de câte ori a povestit toate chestiile astea ce a povestit la mine, dar este un om bun și merită susținut, așa că nu uitați să fiți lângă el acolo. Votați Laurențiu. Vot Laurențiu în viața reală. La fel ca și pentru mine și vă mulțumesc din toată inima mea. Avem nevoie de follow la Alex, la hexa.com, are nevoie de susținerea voastră și el, pentru că noi suntem o comunitate foarte unită și ajutăm pe toată lumea, dar din dar se face rai. Vă pup și vă mulțumesc din toată inima. Vă iubim. 2 seconds later.